Bună ziua tuturor! Dacă mi este îngăduit, aș vrea să dau startul acestei conferințe de presă și să anunț în linii mari ceea ce deja se subînțelege, care este motivul pentru care ne aflăm aici. Semnarea autorizației sau înmânarea autorizației de construire pe care a cerut-o Consiliul Județean Iași pentru modernizarea aeroportului, extinderea lui și creșterea capacității de procesare a viitorilor călători. Este o adevărată onoare să se întâmple acest lucru în primăria municipiului Iași și mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean, domnului Costel Alexe, domnilor vicepreședinți, tuturor celor din conducerea executivă a Consiliului Județean și, desigur, și Consiliului Județean, partea lui deliberativă, consilierilor aleși la ultimele alegeri din România pe această temă. Și sigur, vreau să mulțumesc și colegilor mei care s-au ocupat de procesarea acestei autorizații de construire și celorlalți colegi din Consiliul Județean care s-au preocupat de punerea la dispoziția documentelor necesare. Practic, această autorizație de construire s-a eliberat într-o zi. Pentru că ieri am primit ultimul document necesar pentru a putea să devină, din toate punctele de vedere legale, prin eliberarea unui certificat de urbanism care s-a eliberat în cursul zilei de ieri și în cursul zilei de astăzi am eliberat și autorizația de construire. Deci autorizația de construire s-a eliberat într-o singură zi, în 24 de ore, având toate documentele necesare pentru a căpăta legalitate și pentru a deveni din acest moment operativă. Toate avizele de la toate instituțiile statului român, proiectul tehnic necesar pentru avizare, verificatorul de proiect, toate studiile tehnice cerute prin certificatul de urbanism emis la momentul respectiv și, sigur, tot ceea ce este nevoie ca viitorul constructor prezent aici, este vorba despre compania austriacă Strabag, prin directorul executiv Pățel, să poată să-și îndeplinească obligațiile contractuale față de Consiliul Județean. În afara faptului că este un moment istoric, pentru că finalizarea acestei investiții va aduce aeroportul din Iași ca cel mai mare aeroport după București, este și un moment istoric pentru că este prima investiție majoră pe care o avansează Consiliul Județean Iași, pe care o promovează în clădirea primăriei municipiului Iași, asta ca și un act de recunoaștere a importanței pe care autoritățile locale au față de cetățenii săi și nu față de partidele politice pe care le reprezentăm. Partidele sunt importante atunci când faptele noastre devin realitate. Că nu există politică fără fapte decât în statele mai puțin dezvoltate. Și vreau să mulțumesc din nou domnului președinte al Consiliului Județean că nu a fost acoperit de orgolii, ca în alte etape ale acestui oraș sau a politicii din România și a ales o clădire istorică, reprezentativă pentru toți ieșenii, indiferent unde se află ei, respectiv Palatul Rozdovanu, sediu administrativ al municipiului Iași. Multe lucruri n-aș mai vrea să spun pe această temă, pentru că nu sunt implicat ca și investiție decât prin eliberarea documentelor administrative și îi predau cuvântul domnului președinte al Consiliului Județean Iași, domnului Costel Alexe. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua tuturor! Să știți că chiar dincolo de această funcție efemeră pe care fiecare dintre noi dacă poate o ocupăm astăzi în administrația publică, cred că vestea cu adevărat importantă pentru județul nostru este că după foarte, foarte, foarte mulți ani, Primăria și Consiliul Județean conlucrează împreună pentru dezvoltarea județului nostru. Am avut acum câteva zile o discuție cu rectorii universității și cu oameni importanti din societatea civilă, unde practic a ieșit ce probleme sau ce teme aveam noi acum 10 sau 20 de ani, unde să fie capitala Moldovei, la Iași sau la Bacău.
De parcă asta ar fi fost o temă pentru Iași, având în vedere istoria și evident ceea ce am reușit să facem de-a lungul existenței noastre. Mă bucur în schimb foarte mult că astăzi, fără de tăgadă, atunci când vine vorba despre dezvoltarea regiunii noastre, ea nu se poate întâmpla decât la Iași sau plecând de la Iași. Chiar dacă atunci în septembrie 2020 nu aveam un proiect matur în ceea ce privește dezvoltarea aeroportului internațional Iași, mă bucur foarte mult și cred că trebuie să mulțumim echipei aeroportului Iași, condusă atunci de domnul Stoicea și evident de către domnul Cosmin Pricop, care împreună cu tot ceea ce înseamnă aeroportul Iași și văd colegi mulți de la aeroport, vreau să le mulțumesc pentru determinarea și mai ales ambiția de a avea o nouă perspectivă pentru aeroportul nostru. Am găsit deschidere în cadrul Consiliului Județean și astăzi, cu unanimitate de voturi, atunci când a venit vorba despre proiectul județului nostru, s-a conlucrat împreună și am ajuns într-un timp cât se poate de scurt. Consiliul Județean, sprijinându-l pe domnul Romeo Vatră, care conduce astăzi aeroportul internațional Iași, să avem practic un proiect matur, astăzi într-o zi fericită pentru comunitatea noastră, când evident această autorizație de construire va consfinți faptul că la finalul anului viitor, în decembrie 2023, Iașul va pune pe harta aeronautică și evident harta României cel mai important aeroport, după aeroportul Otopeni, și sunt convins că această investiție de aproximativ 100 de milioane de euro va aduce dezvoltare socioeconomică nu doar Iașului, ci întregii regiuni. Mă bucur foarte mult că această administrație liberală a județului nostru a prins ultimul avion în ceea ce înseamnă accesarea fondurilor europene și, evident, construirea acestui aeroport. Finanțarea, evident, este una europeană, prin POIM. Au reușit colegii de aeroport să acceseze credit și, evident, cu contribuția proprie să putem să oferim comunității noastre unul dintre cele mai moderne aeroporturi din România. Trebuie să le cerem scuze ieșenilor sau celor care au tranzitat pe aeroportul nostru, poate pentru aglomerația din zilele de vară sau acele ferestre când, practic, aterizau 3 aeronave consecutiv sau urmau să fie la îmbarcare pasagerii pentru 3 aeronave și, evident, spațiile nu erau cele pe care le-am fi dorit cu toții. Odată cu modernizarea acestui aeroport, cei 35.000 de metri pătrați, practic, vor da posibilitatea să ducem acest aeroport acolo unde ne propunem cu toții, ca regiunea Moldovei și, evident, și Moldova de peste Prut, să poată să decoleze de la Iași sau să aterizeze la Iași. Aici mă refer la toți cei care astăzi reprezintă diaspora noastră din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia sau Spania și se întorc acasă, sau ieșenii și locuitorii acestei regiuni care practic pleacă să viziteze fie rudele, fie în destinații turistice și, cel mai important, ne-am asumat împreună cu Primăria Municipiului Iași și Mediul de Afaceri că vom da o șansă la dezvoltarea mediului economic. Nu putem să discutăm despre Iași doar ca și capitală culturală, spirituală, istorică, ci ne propunem ca prin ceea ce facem, practic, să ducem județul nostru și comunitatea ieșeană în acel prag al dezvoltării economice care să creeze acest pol de dezvoltare de o parte și de alta a Prutului, ca fiind la Iași. Vreau să-i mulțumesc și public, evident, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, pentru că atunci când a fost vorba despre dezvoltarea județului nostru, am fost doi parteneri de nădejde pe care ieșenii, în primul rând, au cum să-și pună încrederea și, evident, să se bazeze că tot ceea ce facem, facem pentru binele public. Și în cadrul proiectului de dezvoltare a aeroportului Iași și în ceea ce privește proiectele importante, fie că discutăm de parcuri industriale, fie că discutăm de infrastructura medicală, Primăria Municipiului Iași și Consiliul Județean Iași au aceeași viziune de dezvoltare. Vă întreb, cum ar fi arătat Iașul dacă în ultimii 10 ani, poate, Primăria și Consiliul ar fi conlucrat împreună? Vreau să felicit Strabacul. Pentru faptul că și-a asumat unul dintre cele mai importante proiecte de modernizare pe care astăzi poate să le ofere România și sunt convins că pe parcursul acestor luni, până la finalul lui 2023,
vom putea să operaționalizăm la Iași unul dintre cele mai moderne aeroporturi din țară. T1, T2 și T3, evident, practic vor rămâne în sânul aeroportului Iași, dar ceea ce va fi cu adevărat perla coroanei nu are cum să nu fie T4, o bijuterie care cu siguranță va satisface nevoile întregii comunități. Ne-am asumat tot împreună, Consiliul Județean și Primăria Municipiului Iași, proiectul de accesibilizare a aeroportului nostru, astfel încât Consiliul Județean, sperăm ca până la finalizarea lucrărilor la nouă terminal T4, să închidă proiectul cu ceea ce înseamnă astăzi legătura din Moara de Vânt, Aroneanu, capătul pistei și evident până în față la T4. Și Primăria Municipiului Iași trebuie felicitată pentru că demersurile făcute de ea au fost pe repede înainte, astfel încât legătura cu Municipiul Iași, de asemenea prin Aurel Vlaicu, să fie pe repede înainte implementată. Așa că, domnule primar, mulțumim și felicitări încă o dată. Domnul Vatră, cu frumoasa și competenta echipă de la aeroport, are misiunea de a ne duce astăzi de la 1 milion și ceva de pasageri, cu cât sperăm noi să închidem cât mai aproape de 2 milioane acesta în 2022, ca în 2023, 2024, 2025 și anii ce vor urma, să aducă un număr cât mai mare de pasageri pentru județul nostru, care nu va însemna altceva decât dezvoltare și, evident, să creăm din Iași, așa cum ne dorim, un hub regional pentru tot ceea ce înseamnă activități socio-economice. Vreau ieșenilor să le mulțumesc și să ne îngăduie aceste luni de implementare a proiectului, când poate parcările din zona aeroportului nu vor fi cele mai numeroase ca și număr de locuri, poate infrastructura rutieră va avea de suferit datorită acestor modificări din perioada următoare, dar facem aceste lucruri tocmai pentru a dezvolta comunitatea în care fiecare dintre noi trăim. Mulțumind ieșenilor, vreau să mulțumesc și reprezentanților ieșenilor din Consiliul Județean, pentru că, așa cum am menționat, la fiecare proiect privind dezvoltarea județului nostru au votat în unanimitate. Dacă îmi permiteți, am să-l invit eu pe cel care și-a asumat rolul de a implementa acest proiect, cel care împreună cu echipa de la aeroport a făcut posibil ca poate în mai puțin de un an de zile să votăm și masterplanul, să accesăm și fondurile europene, să avem și studiul de fezabilitate și proiectul tehnic și astăzi, într-un moment fericit al comunității noastre, această autorizație de construire. Domnul Romeo Vatră, vă rog. Este un moment important pentru aeroportul Iași, este un moment important pentru întreaga comunitate și pentru întreaga regiune. Înregistrăm în momentul de acum o nouă etapă de progres pe care consider eu foarte importantă pentru dezvoltarea acestui proiect și anume eliberarea autorizației de construire. Mă gândeam în timp ce stăteam la prezidiu că ar trebui mai multe locuri la acest prezidiu și nu mă refer doar la echipa de la aeroportul Iași care a adus eforturi foarte mari, a făcut eforturi foarte mari pentru a ajunge în acest moment cu bine. Au fost foarte mulți implicați și de la Consiliul Județean și de la primărie, pentru că, evident, cred că ar trebui să avem vreo 20-30 de locuri cel puțin în față, pentru că trebuie să scot în față eforturile acestea și să mulțumesc în același timp acum pentru acest succes de etapă colegilor mei de la aeroportul Iași, echipei de proiect, care împreună cu antreprenorul, și este un antreprenor serios, Strabag, am reușit să finalizăm toată documentația într-un timp cât mai scurt pentru a obține autorizația de construire. Vreau să mulțumesc în același timp atât Consiliului Județean cât și Primăriei Municipiului Iași pentru că, evident, au fost multe probleme de depășit și fără o voință comună, fără o sincronizare și o înțelegere a urgenței finalizării termenului de finalizare a acestui proiect, nu cred că am
fi reușit să urgentăm eliberarea acestei autorizații de construire. Ce urmează? Urmează să obținem, să primim, de fapt, proiectul tehnic și să facem recepția proiectului tehnic, lucru care se va întâmpla cât de curând, după care vom da ordinul de începere a lucrărilor pentru execuția noului terminal, extinderea parcării și construirea unui nou parc fotovoltaic. Nu, cu așa cum am mai zis, greul de acum începe. Cu siguranță sunt multe alte obstacole care vor trebui depășite în continuare, dar suntem încrezători atât timp cât există echipă profesionistă, există oameni competenți care își doresc să vadă aeroportul Iași adus la standarde moderne și la o anvergură care să fie pe măsura capitalei regiunii Moldovei. Evident, sunt optimist pentru că orice obstacol ar fi, împreună cu constructorul, cu Strabag, cu primăria și cu Consiliul Județean, vom reuși să le depășim. Vreau să mulțumesc din nou echipei de la Strabag și vreau să remarc buna comunicare pe care am avut-o și buna conlucrare pe care am avut-o până în acest moment și sper cât de repede să vă anunțăm și faptul că am dat ordinul de începere a lucrărilor. Domnule Mr. Pelțel, you have your round. Okay. Thank you very much. Okay. As stated already during the signing ceremony in May of this year, we are very proud that we won the tender competition for the construction of this new international airport here in Iași. Încă de la semnarea contractului, cum am spus, suntem foarte mândri că am câștigat această licitație pentru noul aeroport, noul terminal al aeroportului din Iași. Nevertheless, the contract is quite challenging and demanding for us. Nu în ultimul rând, este foarte provocator pentru noi acest contract. As we have to design and construct this new terminal within 16 months. Deoarece trebuie să-l proiectăm și să-l executăm în 16 luni. With the clear target to start the airport operations by end of 2023, beginning of 2024. Ca și punct culminant să terminăm până la sfârșitul anului 2023 ca aeroportul să fie operabil începând cu anul 2024. All our design works has been prepared with the latest advanced BIM technology. Toată proiectarea acestui terminal a fost executată în BIM după ultimele tehnologii, which will have a very positive impact on the coordination and execution of the works. Care va avea un impact pozitiv asupra execuției și coordonării lucrărilor, especially in relation to coordination of mechanical, electro works. Mai ales în coordonarea tuturor specialităților electrice, sanitare, structură. And with respect to Airport Iași, later on they will have, I think, also a benefit in the maintenance of the terminal. Și nu în ultimul rând, beneficiarul va avea un suport pentru partea de mentenanță ulterioară a aeroportului. As the design and especially the approval of the design, ca și proiectare și în special aprobarea proiectării, plays a very important role, poartă un rol important for the timely completion of the design, pentru finalizarea proiectării and for receiving the building permit, și pentru primirea autorizației de construire. We relied from the beginning on a good cooperation and support from the local authorities and institutions. Am avut încă de la început un sprijin al autorităților. And as we see it now, it worked quite good. Și cum puteți vedea, am ajuns în acest moment following Strabag logo and slogan teamwork.
mai ales pentru că Strabag împreună cu autoritățile. And after the design period of 3 months, finally now. Și după o perioadă de 3 luni de proiectare. We are here today to receive the building permit. Suntem astăzi aici pentru a primi autorizația de construire. Which will allow us now to start the construction work. Ceea ce ne va permite să începem lucrările de construcție. Still using some good months of the year before the winter season starts. Avantajându-ne să putem executa acest an încă într-o perioadă bună, which for sure will allow us to finish the project by end of next year. Ceea ce ne va asigura să putem să terminăm proiectul până la sfârșitul anului viitor. As a next steps, our plans are now to start with the deep foundation. Ca și etape vom începe cu executarea fundațiilor pe piloți. We redesigned the whole structure to a prefabricated structure to be able to shorten the construction time. Am reproiectat structura cu o structură prefabricată pentru a mișora perioada de execuție. Our target is to finish the construction time within 2 months. Targetul nostru este să terminăm în 2 luni. Due to the advantages of prefabricated structure. Să terminăm în 2 luni structura prefabricată datorită faptului că se montează foarte repede. And to try to close the building to make it watertight during the winter months. Și să reușim să închidem clădirea până la începutul perioadei de iarnă. Finally, again, I want to thank the team of Airport Iași, the local authorities and institutions for this cooperation during the design phase. În ultimul rând, vreau să mulțumesc autorităților și personalului aeroportului pentru ajutorul acordat în perioada de proiectare. And we are sure that this airport will become one of the best in the country. Și suntem siguri că aeroportul va deveni unul dintre cele mai bune din țară. Thank you very much. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Aș îndrăzni să-l rog pe domnul președinte să mânăm autorizația de construire către Strabag. Acum, stimați reprezentanți ai mass mediei, mulțumindu-vă pentru participare, vă rog dacă sunt întrebări. Rugăminte la microfon, că se poate apărea și întrebarea. Reprezentantul firmei de construcții a declarat acest contract foarte provocator pentru compania pe care o reprezintă. S-a referit la termenele de finalizare. Dacă a făcut o analiză a riscurilor care ar putea, să spunem, duce către depășirea acestui termen fixat în contract? Prima întrebare. Doriți să vă răspund, domnul Pălță, sau să vă răspundem noi? Da, doresc un răspuns de la reprezentantul companiei, dacă okay. Nu, dumneavoastră. As a, from present point of view, we see no risk to finish this project in time. I think we succeeded successful with the design. This was the target to finalize design within 4 months. În momentul de față nu vedem un motiv să nu terminăm în timp, chiar am terminat proiectarea în 4 luni, cum am prevăzut. And as explained before, we took all measures to secure also the construction time by redesigning the structure to a prefabricated structure. Și cum am precizat mai devreme, am luat toate măsurile, chiar am reproiectat pentru a obține un timp mai scurt de execuție. And we are using modern BIM technology for coordination to avoid any conflicts during execution of the mechanical and electrical systems. Și am folosit ultima tehnologie de proiectare BIM pentru a putea coordona mai bine toate specialitățile. These are our measures which we have taken to secure the timely completion of the project. Acestea au fost măsurile care le-am luat pentru a putea termina în timp proiectul.
Analiștii vorbesc de o creștere a prețului materialelor de construcții, dar și de faptul că se găsesc foarte greu. Comenzile vin cu întârziere. Vă vor afecta? Yes, this I can confirm. The market now is quite complicated. Or we have really a huge interruption in the supply chains of material. This could... Da, vă pot confirma că în acest moment sunt unele sinapse în aprovizionarea cu materiale. This could be a risk of the timely supply of needed construction material and installation equipment. Poate fi un risc în aprovizionarea și instalarea tuturor echipamentelor. Which, as I say, is a risk, but at this time this risk is not valid now, at this time. Este un risc, dar în acest moment nu îl prevedem că ar fi atât de mare. But for sure we are really suffering substantially due to the huge price increases of the construction material. Dar pe de altă parte firmele de construcții suferă din partea creșterii datorită creșterii prețelor materialelor din acest moment. Și ultima întrebare, care va fi cel mai mare număr de muncitori mobilizați pe aeroport la în timpul lucrărilor de construcții? Și dacă sunt din România de la parteneri sau de unde? De unde o să-i aduceți? Da. From Romania or from partners from outside. Okay, no, we don't have the intention to bring workers from Austria here. Nu avem intenția să aducem muncitori din afara țării, din Austria. Our forecast is to have at the peak around 200 workers on site. Intenția noastră este să avem în jur de 200 de muncitori într-un moment. And our focus is of course to use local companies, local suppliers, local subcontractors so that... De asemenea să folosim firme locale și materiale din zonă. So that the whole region can benefit from this big infrastructure investment here. Pentru ca întreaga regiune să poate dezvolta datorită acestui proiect. Vestea bună pentru comunitatea noastră este că foarte mulți dintre subcontractanții cu care lucrează astăzi compania Strabag la construirea acestui aeroport sunt firme ieșene. Practic, forța de muncă, resursa umană va fi în județul nostru și bucurător este că și mare parte a investiției din fonduri europene și fonduri guvernamentale va rămâne tot în județul nostru. Ce provocări aduce acest proiect? Cine dorește să vă răspundă, domnul Pălțău? Amândoi. Amândoi. Dacă tot ați întrebat. As I stated before, the main challenge is the very short construction time. I think to have a construction time, design and construction time of 16 months is quite unusual. It's quite demanding. But I think we did our homework and we are really prepared to finish in time. This I would see as the main challenge. Cum am mai spus, perioada scurtă de proiectare și execuție de 16 luni este foarte scurtă, neobișnuit de scurtă, dar ne-am făcut temele și vom reuși să terminăm acest proiect. But for sure there can be an unexpected challenge, right? That some material supply, let's say like the boarding bridge or whatever, is delayed because of missing material, right? This could be a challenge where we have to find later on a solution. Dar pot exista, de exemplu, lipsa livrării în timp a unui aviobridge, ceea ce vom căuta soluții să putem aduce în timp acest echipament. Aș continua eu un pic, dacă mi-este îngăduit. Sigur, din perspectiva noastră, a tuturor cetățenilor acestui continent, pare totuși o anomalie să-ți continui proiectele civile în condițiile în care la mai puțin de 300 de kilometri se trage cu salvă de tun. Asta înseamnă că suntem o națiune optimistă, care credem în pace, care știm că trebuie să ne continuăm o viață normală, care, indiferent de riscurile pe care ni le arată frontul de răsărit, noi suntem datori față de
comunitate și față de națiune în general, să ne vedem de proiectele civile. Nu este un aeroport militar, este un aeroport civil. Vizează creșterea traficului de civili în municipiul Iași, de turiști, de oameni de afaceri, de specialiști în sănătate, în educație și în alte domenii. Și sigur cu riscurile pe care le vom avea la îndemână, ca să spun așa, între ghilimele, fiecare dintre noi, indiferent că investim în aeroport, investim în mijloace de transport în comun, în spitale sau în școli. Sunt riscuri și toți ni le asumăm. Termenele de livrare la toate produsele s-au prelungit foarte mult. Prețurile la toate produsele au o fluctuație imensă, inclusiv la energie și combustibil, și acestea sunt riscurile pe care trebuie să le asumăm. Dar vrem să arătăm comunității internaționale, nu că nu ne pasă, dar nu ne dovedesc grijile. Și speranța mare ultima, facem aeroport, ne plimbăm peste tot în lume, venim, suplinim un pic lipsa de autostradă spre Moldova. E foarte important să avem o capacitate de procesare mai mare ca să putem elibera, să spunem, din subconștientul nostru colectiv, lipsa autostrăzii A8, pe care sperăm să o vedem cât mai repede conectată la aeroportul din Iași. Următoarea întâlnire importantă care va avea loc în municipiul nostru și care va atrage atenția este sau va fi demararea lucrărilor de construire la Spitalul Regional de Urgență, care în curând le vom vedea și pe ele în atenție publică și sigur cu aceeași perspectivă a optimismului, a faptului că vrem să ajutăm comunitatea regională ca să trăiască mai bine. Nu suntem capitală regională, nici nu vrem să fim capitală regională, vrem să rămânem capitala istorică a României, în care se fac lucruri importante și să răspundem provocărilor și naționale și internaționale într-o manieră cât mai corectă. Eu nu vreau decât să mulțumesc. E și un pic de curaj să te arunci în 16 luni în condițiile în care s-ar putea să fii nevoit să aștepți un container din China mai mult decât crezi, pentru că se mișcă foarte multe nave militare și prin Mediterană și prin Marea Neagră. E un pic de curaj asumat, dar trebuie să ne-l asumăm împreună. Și trebuie să fim cu fruntea sus. Nu stăm de acum cu sabia deasupra capului la constructor și numărăm zilele. Mai 15 luni, mai 14 luni, ai grijă, mai... Lucrurile astea se vor petrece de la sine. Dar va trebui să fim foarte atenți la ce provocări internaționale vin spre noi. Mulțumesc! Ca să continui ce spunea domnul primar, o întrebare tehnică. Spuneați că, pentru domnul Păzâl, spuneați că structura va fi montată în termen de 2 luni și apoi învelită clădirea ca să până la iarnă. Dar e vorba de iarna asta sau iarna următoare? Nu, gluma ar fi fost dacă vă completam eu cu declarația pe care ați făcut-o într-o altă conferință de presă, că suntem singurul popor capabil să ucidem și speranța, știți? No, as I stated, the execution time for the structure is around 2 months, and after this we are already in winter months, but as a first step, we will start to do the roof insulation to close the building from top to avoid water penetration. But all this refers to the upcoming winter, not to the next winter. This we can confirm, and we did all the planning in this respect. Este foarte clar ceea ce am spus, că se va monta în 2 luni și nu este o glumă, va fi închisă clădirea izolată, da, cu acoperișul, să nu plouă înăuntru sau să ningă, această iarnă, nu iarna următoare. I also have to state that from the beginning when we signed this contract, it was clear for us the importance of the completion date. Încă de la semnare am fost foarte conștienți de importanța acestui contract și de termenul scurt. Because it refers to EU European funding. Deoarece sunt fonduri europene. And that's why we really made all risk assessments and started the time schedule in the proper way. Și de aceea am luat toate măsurile ca să începem proiectul într-un mod bun. Ați mai construit lucrări de acest gen? Mai aveți în portofoliu? Portofoliu, such work. Yes, Sofia Airport.
Yes, of course, we have in our portfolio several airports. I personally did an international airport in Sofia as a project manager 20 years ago, which was at this time a 110 million investment, also design and build, which at the end was a successful project for us. Dar mai avem un portofoliu nenumărate aeroporturi, chiar domnul Piotrăl a fost acum 20 de ani proiect manager la construirea aeroportului din Sofia, o investiție de 110 milioane de euro. And meanwhile, our group in Europe also constructed several airports. Și în același timp, grupul nostru de firme mai construiesc alte aeroporturi în Europa. Military and civil airports. Militare și civile. Mulțumim foarte mult. Mulțumim mult.